data asta la top, poate. Unde e doamna? Avem și primul pește. Primul pește. Nu pot să-i dau drumul. Ia, Dane, să arată-mi. Asta spun eu că-i som. Zici că-i șalău? Bravo, bă. It's gonna be a good day. Bine, mă. Gonna be a good day. Ia arată-l acolo la cameră, că nu mai merge. Primul loc pe care ne-am pus curent e o groapă, am văzut pește, este și mult pașnic. Și rezultatul, zbang, primul șalău. Hai să-l dau și eu o mână, mă, dacă e așa de bine. Un larg. Ce bine l-a luat. Bravo! Bine ați venit, dragilor! Suntem pe Dunăre, în Ungaria. La noi e prohibiție. Am avut o tonă de peripeții pe care le-ați urmărit în episodul precedent. Pentru care nu le-ați văzut, vă sugerez să o să las un link în descrierea videoului. Vă sugerez să vizionați și episodul ăla. A fost mai greu să ajungem aici. Am pornit acum 2 zile. Am rămas cu mașina și cu barca în pană. Acum vă pot spune și care a fost problema la mașină, de ce s-a stricat. N-a fost nimic grav. Am rămas doar fără motorină. Asta în condițiile în care rezervorul meu indica că ar fi jumătate plin. Profesioniștii de la serviciul din Timișoara am făcut un update la soft și uite ce bine îmi indica motorina. Așa că am rămas în pana prostului fără să știu, fără să avem nici măcar o idee. Și așa că am fost tractați, dusă și barca și mașina la cel mai apropiat service, ca băieții din Ungaria, băieți profesioniști, să identifice destul de repede cauza. Ai, ce ciocan am avut. Ai, ce ciocan am avut. Mamă, aici sunt pești, pe scurt. Un super ciocan am avut. În timp ce vă povesteam, eu sunt pe un gramaj mai mic, o să trec pe unul mai mare. Mamă, mi-a luat bățul din mână. Nu știu cum de nu l-am agățat. Așa, și profesioniștii de aici au reușit într-o zi să ne repare mașina, să găsească cauza tot. Și uite așa, ne-am continuat deplasarea. Ieri am pescuit de pe mal și astăzi suntem pe frumoasa Dunăre din Ungaria. Am început la jig pe zona asta. O să vedem cum decurge ziua. Vrem să încercăm și la avat, evident, să prindem și niște avați frumoși. Vreau să încercăm și la som, poate. Perioada e super propice. Țineți aproape. Și o să pun o gumă de șalău, după cum îi spune numele,
pun și o culoare de asta mai turbată, să văd, poate ajută. Asta e Sudac Mino, sunt niște gume noi de la Storm. Bun. Are o vibrație de diblez. Hai să prindem și un pește. Unul am prins. O luat deja Danu și a luat frumos, pe la un kil jumate. Grăsuț. Cum trebuie. Bravo! Aici așa. Fac poză. Aici-s băieții, nu, nu. Nu, dar aici cum intră valea asta, nu, nu, nu. O, o răpit. Doar că nu pot să lansez ca lumea cam de la muci pe fir. Uite-te, mă! Ce, mă bucur că... În sfârșit, am găsit zona. Vin ăștia. Și cred că o să trebuiască să... Și ăla de la Arașii, ăla cred că o fi mai fain. A, nu-o vrut, nu-o vrut. Până la urmă, popărul e popăr. Îi scoate din... Da, cred că mai bine cu ăsta. Scoate de plin cu... Oi, 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 ce... Hai, prietene. Gata. Ia uite. Skitter pop.
Hai să arăt ce aici. Un avățel. Dar ce contează? Nu-i mare ăsta, dar vine și aia mai mărice imediat. Exact ce ne-am dorit. Avățeală topoată. Sarașul, să forțez un pic. Cât ne poate ține aici? Ține. Da, merge și walking the dog, dar mie ce-mi place la profil, că e mai lunguieț așa și e mai măricel, știi? Pentru avații ăștia, așa ceva ne trebuie. Poți să și culoarea asta pe una. Și lansezi. Da, clar, da. Și culoarea ajută, da. You called it. Listen, you called it, cumva. Hey, it's a good day. You called it. Excellent. Nu să dau înapoi de la popările astea mari. Mi se arașii cover pop la avat ăsta. La oricine le arăt, zice că e popor de, că e popor de știu că. Da, să zic că pe aia sigur l-am pus. L-am pus în gură. I l-am pus. L-a luat din apă. Uite aici. Nimic mai frumos decât avați la popor. Super tare. Să-i scoatem poperașul ăsta. Micuț, uite ce popere mici mănâncă avații. Și să-l și eliberăm. Fără să pierdem gripul. Hai, frumosule. Mersi. Ana mea. Ce dulăi. Ăla-i Dane. Acolo. Bă, dar cum l-ai... Exact cum ai zis-o fost. Hai la seu, Steve. Am visat, am zis aseară că... Am visat, da, deci tu ești visător. De-l... Ai. Ai, 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 ai. Ce-i aici? Ce-i aici, domnule? Ma! Aaaa, ce e acolo? Ce le dă? Numai palme. Ce le dă? Uite-l. Acolo. Uite-l. Al doilea. Ăsta era lanseu. Înțeleg că rămâneam la cazare. Aaaa, doamnă. Dă drumul. Uite-l al doilea. Uite-l al doilea. Mamă, cât e de fain, fiate. Unde-i popărul? Unde-i popărul? Las că ăsta îl iau așa că... Nu prea are und... Cu ce să mă înțepe? Super distracție la avat. Super distracție la avat. Unde-i popărul? Exact avățeala pe care ne-o doream. De data asta la top, poate. Exact cum trebuie. Super. Super, super. Hai că se scot ăsta să nu-l rănesc.
fără să iau o triplă de asta gigantică. Arashi cover pop. Oh my, ok. Du-te frumosule, mersi. Bestial. Eu mulțumit, omuleții. Bă, bine că i-a spus pe mine. Sincer, am început cu voblere și n-am prea avut. Da, nu, am avut un atac. După care, sincer, nu-i prima dată când, chiar îi povesteam și la Dan, când mă salvează poperle, top water, dă-i. El are un Storm Chug Pug. Acum, chiar înainte de partida asta, mă uitam pe net și am zis, mamă, trebuie să-mi comandăm câteva din astea, că s-ar putea să fie de top water. Nu știu de ce am simțit chestia asta. Și bineînțeles că a fost iară din scurt, dar Dan a mers și a găsit câteva năluci de astea top water rapid. Practic pe scurt ne-a făcut plinul la top water. Așa că Dan, îți mulțumesc. Oricând. Îți mulțumesc că distracție mai mare decât top water nu prea există. La avat e minune. Prefer oricând să prind la top water versus wobbler sau eu știu, jig. Cred că și voi așa care vă uitați pe aici cum vin astea și sar avați în ele. Da, adrenalină pură. E mare cover pop-ul ăsta, dar se pare că nu pentru avați de aici. Exact, mare, dar nu prea mare. Din ce am observat până acum, avații sunt în zonele astea unde sunt șpițuri, unde sunt accelerări de astea puternice, curent ceva mai mare, zone perfecte de ambuscadă. Am încercat să pescuim și așa, pe lângă, în zona malurilor, ne-am văzut curent mai puternic, zone care arătau foarte bine, dar n-am prea avut prezentări. Așa că o să încercăm să mergem așa la punct ochit, punct lovit. Cum vedem ceva, un pinte care ne place, o zonă cu unde apa accelerează, o să mergem să o încercăm. Ăsta e planul, o să continuăm să pescuim la avat, fiindcă e mult prea frumos și distractiv pescuitul la topwater. Așa că sper să vă mai arătăm niște atacuri foarte mișto la suprafață de avat. In the kitchen. Uite că nobody in the kitchen. Aha. Nobody. Dar totuși body. Asta m-am grăbit eu, asta a fost greșeala mea. M-am grăbit. Bă, dar nu mă lasă să-l prind pe ăsta. Iar. Am pus-o în bucătărie, un pic prea în bucătărie. Pe piatra aia acolo? Da. A ieșit. No, acum ai dat. Să vezi, ia. Nu mă să vezi. Uită-l! Ăsta se numește spectacol, spectacol la avat. Deci, ce vrei, ce pescuit mai distractiv decât ăsta? Îl luăm în grip, vrei să facem poză cu ăsta? Da, hai că luăm cu grip.
Hai frumosule. Super. Hai să facem o poză și cu ăsta. Da, e frumușel. E frumușel, nu-i mare, frumușel. Nu-i mare, dar a fost foarte mișto atacul. Foarte fain și atacul. Super tare. Un popăr adevărat. Mulțumesc frumosule. Trimite-l pe tatăl tău. Un loc curentat. Da, a fost mișto. Dar de acum, vreau să zic că de acum o să-ți spun Dan Profetul că tu nimerești la secundă momentul în care survine atacul. Da, așa se ia ăla. Uite, și asta era fain. Deci astea, ce-mi place la chuckbag-ul ăsta, auziți? Deci ăsta l-auzi de la jumătatea distanței de lansare, deja încep să auzi bilele din ierd. Ăsta n-are bile, dar compensează prin dimensiune. Da. Să aruncă băieții. Nu stau pe gânduri. Sincer, cred că și locul de dimineață și ăla ar fi să țină. Am mai găsit un loc de ambuscadă, vezi? Prieteni, cam asta a fost partida noastră, ziua de astăzi de pescuit. Ieșim ceva mai repede ca să apucăm să și mâncăm. Ieri am rămas aproape fără mâncare. Gazdele noastre au fost super binevoitoare și ne-au făcut niște sandwich-uri calde. Dar astăzi o să ieșim ceva mai repede. Văd că acum spre seară s-au dezactivat complet avații. Oricum n-a fost, nu îi găseam peste tot, erau doar în zonele care vă spuneam. Eu am pescuit cu un Arashi Cover Pop și un Skitter Pop de la Rapala. Dan a pescuit cu un chuckbag de la Storm, un popper foarte mișto cu rattle-uri pe care abia aștept să îl încerc și eu. Un pescuit super spectaculos, au fost exact drill-urile pe care ne le doream și eu și Dan, când chiar am zis înainte de a veni aici că ar fi super să prindem ceva la top water, uite că s-a îndeplinit, s-a adeverit. Așa zile să tot ai pe apă, nu? Puterea minții, când îți doresc, se întâmplă. Da. Exact, exact, exact. Bine, până data viitoare, vă dorim și eu și Dan toate cele bune, fir întins, fir întins. Și eliberați toți peștii.